Beneficiile legumelor portocalii legumele conțin aproximativ toate elementele nutritive de care are nevoie zilnic organismul nostru. Acestea conțin grăsini și colesterol, fiind recomandate și pentru persoanele care doresc să țină cură de slăbire. De exemplu, specialiștii în nutriție ne demonstrează cum culoarea reflectă tipul de nutrienți pe care îi conțin legumele. În acest articol, ne vom opri la legumele portocalii. Acestea conțin aproximativ 80% apă și sunt sărace în glucide, lipide și proteine. Totodată, cel mai mare conținut îl au un vitamina C, A și caroten. Legumele portocalii, beneficii pentru imunitate nutriționiștii, spun că legumele portocalii sunt ideale pentru a ne proteja de riscul răcelilor și gripei. Cele mai recomandate sunt morcovii, dovleacul, cartoful dulce și ardeiul gras datorită conținutului bogat în beta-caroten și antioxidanți care au ca efect protector împotriva radicalilor liberi, legumele portocalii sunt indicate în caz de îmbătrânire prematură, cât și în cazul anumitor tipuri de cancer. Nutrienții din legumele portocalii ajută la menținerea oaselor sănătoase, reduc riscul apariției cancerului și previn îmbătrânirea celulară la nivel cerebral. S-a dovedit științific faptul că legumele portocalii pot preveni apariția cancerului mamar și ovarian. Femeile care consumă cantități mari de carotenoide, ce se găsesc în alimente portocalii, prezintă un risc mult mai mic de a face cancer mamar. De asemenea, vitamina A protejează celulele și întărește sistemul imunitar. Legumele portocalii, beneficii pentru piele datorită conținutului de licopen, legumele portocalii îmbunătățesc producția de colagen, responsabil pentru menținerea elasticității pielii. De asemenea, aceste legume asigură și protecție naturală împotriva arsurilor solare și nu în ultimul rând, îmbunătățește vederea. Un studiu efectuat în cadrul Universității an Am reușit să ajuns la concluzia că cei care consumă trei porții suplimentare de legume timp de o lună și jumătate au un aspect mult mai tânăr decât cei care consumă foarte puține legume. Totul se datorează pigmenților carotenoizi care oferă legumelor culoarea portocalie și care au beneficii remarcabile contra îmbătrânirii, ajutând pielea să își mențină fermitatea și combătând eficient ridurile. Legumele portocalii, sfaturi utile totodată, legumele portocalii sunt recomandate și în perioadele de supra solicitare intelectuală. Nu există o doză recomandată zilnică de carotenoide, însă Academia Națională de Științe încurajează oamenii să consume între 3 și 6 mg de beta-caroten pe zi, 75 de mg de vitamina C pentru femei de peste 19 ani și 90 de mg pentru bărbații cu vârste de peste 19 ani. Legumele portocalii pot fi consumate în mai multe moduri, în stare proaspătă, gătite la aburi, fierte sau congelate, dar vitamina C este mai bine absorbită de organism atunci când alimentele sunt consumate crude. Multă sănătate, oameni buni. Consumați fructe și legume cât mai des, indiferent de culoarea lor, important e să nu fie expirate, în rest puteți consuma. Abonați-vă să rămâneți la curent cu noutățile de pe canal, apreciați materialele și distribuiți canalul.